a fost o sincopă de câteva zile la colizionarea cu țărantii din Părinica Spitalelor, din cauza faptului că un anumit lot de țărantii din Părinic a fost declarat necorespunzător în urma analizelor, fapt care ne-a împins să căutăm un alt producător în regim de urgență. Am găsit, acesta este unic din punctul de vedere al componentei serului, pentru că acesta trebuie să fie specific pentru fiperele din țara noastră și a fost destul de greu de tranzacționat într-un timp atât de scurt și de adus rapid în țară, însă în acest moment avem stocul pentru urgențele majore pentru așa ceva. Și urmează ca în săptămâna următoare să ne mai vină un stoc de încă 300 de fiole. Noi am înființat un departament care se ocupă de relația cu managerii din spitale și cu departamentele de achiziții, care în timp real monitorizează stocuri, necesități, probleme întâmpinate, le comunică rapid și ne putem veni mult mai rapid în întâmpinarea